adevăr, pe deplin legal. Eu sunt extrem de bucuros astăzi la această conferință de lansare a proiectului din mai multe perspective. Prima, energia de ocean, a doua, cea de directiva Direcției de Cultură, întrucât evenimentele culturale care vor fi promovate în acest proiect contribuie la crearea unui nou curent, un brand care e de ceva vreme la nostru culture, acel brand cultural. Dacă Botoșaniu, în momentul de față, se organizează pentru a-și crea un astfel de brand, eu cred că vârful câmpului, ceea ce privește activitatea culturală la nivel rural și l-a creat în timp, iar proiectul de față nu caută decât să dea o consistență și o promovare prin produse de tip marketing. Aceste evenimente știți foarte bine, eu știu foarte bine că am fost parte atunci când campanul de campului s-au organizat, se organizează de foarte mult. Dar festivalul concurs a 11-a ediție. Proiectul cultural cu mâna vârfutului trecut, prezent, viitor, peste 30 de ani. Așadar, în astea răbună, cred că peste 40 de ani. Muzeul etnografic nu mai vorbesc. Deci, aceste evenimente nu au fost nu au fost create accidental doar prin acest proiect, ci ele existau și finanțatorul a considerat că merită o promovare corespunzătoare, în primul rând o promovare corespunzătoare, pentru că turismul necesită această formă de marketing și de prezentare. Colaborarea între primărie și firma de consultanță, pentru că asta e o cheie a succesului, va asigura, eu zic, succesul proiectului. Sustenabilitatea nu mai vorbesc pentru că ea deja venit de trecut și cred că în această experiență va fi asigurată fără probleme și cu tot ce se întâmplă la nostru lucru pozitiv, să sperăm că în urmă că acele proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii vor veni și ele în timp și vor căuta să bunătățească nivelul de trai al locuitorilor, dar să creeze această condiție ca turismul cu adevărat să devină o realitate la locuitorilor. Există, în momentul de față, și tensiunea, frumoșia ca eleviți, care e o noutate și are importanța ei, pentru că fără locuri de cazare nu te vor fi de turist. Dar acest lucru e un imperativ, ar trebui să mai căutăm, să mai stimulăm și alții investitori să vină să construiască pensiunea locuitorilor. Să ne uităm ce se întâmplă în Bucovina. Fără capacitățile de cazare care au fost create în zona Bucovinei, turismul nu a fi ajuns la nivelul care se întâmplă de față. După aceea, combinată cu promovarea nescurzătoare, putem asista la rezultate foarte bune. Vă spun eu sunt sigur de succes, iar brandul cultural pentru Bucovina Bucovinei pentru a fi asigurat dezvoltarea durabilă a localității mare, mare, mare.